Realizat în cadrul programului Teatrului Seria de Teatru Contemporan, Autor Românii aduce în atenția publicului spectator un dramaturg contemporan foarte jucat. Este vorba de Mihai Ignat, a cărui biografie artistică este extrem de bogată. Debutul ca dramaturg și l-a făcut în 2004 la Radio BBC Londra, chiar cu această piesă, Crize sau încă o poveste de dragoste. Piesa fusese nominalizată în 2003 la International Radio Play Writing Competition 2003, concurs al BBC World Service and British Council. Iată că în această săptămână pregătim o nouă premieră, este de fapt a patra premieră a stagiunii teatrale 2016-2017. Spectacolul se numește Crize, autorul este un dramaturg încă tânăr, un dramaturg din Brașov, foarte jucat, chiar și Crize este un spectacol foarte jucat, care pentru iubitorii de teatru care vor veni la premiera de sâmbătă, 12 noiembrie, ora 19, va fi prezent. Deci avem bucuria să avem o premieră în prezența autorului. Este un spectacol de sală studio, un spectacol în două personaje, cu actorii din garda veche a Teatrului Anton Pan, Iulia Antonie și Radu Constantinov, care întorc pe toate părțile, pe textul autorului, relațiile unui cuplu, spectacolul aflându-se în zona comediei, comedie care uneori trece și cu un pas în partea absurdului. Noi am avut deja o avantpremieră acum vreo săptămână care a avut mare succes și sunt convins că va avea succes și premiera spectacolului, realizat de regizorul Bogdan Tudor Pelerin și în scenografia lui Bogdan Spătaru. Iată că suntem în luna noiembrie, avem deja 4 premiere și vom începe producția la un alt spectacol. Sperăm să ținem în priză publicul din Râmnicu Vâlcea, iubitor de teatru. Afară vine iarna, vremea e urâtă, totdeauna la Teatrul Anton Pan este un loc cald, frumos, cu actori buni care vă vor prezenta, vă vor arăta ce știe mai bine să joace teatru de calitate. Așa cum spunea autorul în Crize, vedem o poveste conjugală surprinsă de la prima întâlnire până la instalarea rutinei cu umor, ironie, autoironie, căldură și adevăr. Crize este o comedie romantică în care se vorbește despre un el și despre o ea, despre crizele unui cuplu pentru care granița dintre dragoste și ură este pe muchie de cuțit. Psihologii spun că atunci când vorbim despre viață și vârste, despre tinerețe și despre faptul cum trăim subiectiv un moment sau altul, ajungem cu ideile la vârstele de prag și deciziile noastre, al căror rezultat suntem. Nu te uita! Nu te uit! Nu mă uit! La urmă, hei, unde suntem? Sper că nu acasă la tine. Nu, și nu mă înțelege greșit, nu mi-ar displăcea. Pentru că dacă am fi acasă la tine, aș putea să te acuz de violare de domiciliu, de vătămare corporală. I-am zis să taci, încă n-am răbunit cum am ajuns amândoi în patul ăsta, în casa asta. Pe planeta asta. Despre care nu știu acum e.